În weekend s-au împlinit 3 ani de când a intrat în vigoare legea 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, al cărei inițiator este deputatul PSD Olt, Alexandru Stănescu. Dacă în anii trecuți această zi era o mare sărbătoare pentru autorități și producători, anul acesta ziua a fost complet ignorată. Nu știu dacă e un reproș neapărat, dar vreau să spun că sâmbătă a fost 10 octombrie, a fost Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Din păcate, cei care conduc agricultura la momentul actual nu au dat importanța acestei zile. Cum bine vă aduceți aminte, s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile de când legea 10 octombrie, Ziua Produselor Agroalimentare Românești, este în vigoare. Tănescu a vorbit despre importanța promovării produselor autohtone. Cred că e foarte important să promovăm produsele românești, pentru că promovarea produselor românești duce la consumul mai mare al produsului românesc și, bineînțeles, dezvoltarea producătorului român. Și secretarul Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Dan Ciocan, a fost de fiecare dată alături de producătorii autohtoni. Prezent la evenimentele organizate în anii trecuți, olteanul a spus că legea pentru sărbarea zilei produselor agroalimentare românești este benefică pentru toată lumea.